Visarion Alex a fost trimis în judecată pentru o singură faptă, deși era cercetat în 9 dosare penale pentru agresiune sexuală și viol. Restul au fost clasate pe motivul că plângerile au fost făcute târziu și au trecut peste 90 de zile de la comiterea faptei. Vă reamintesc, părintele Visarion a fost acuzat de o femeie care ar fi agresat-o sexual chiar în timpul spovedaniei. După ce cazul a fost făcut public, alte 8 femei au depus plângeri pentru aceleași fapte. Arhiepiscopia a decis suspendarea lui și spun că vor fi luate și alte măsuri în funcție de ce va decide instanța. Momentan, Visarion Alexa este sub control judiciar.